Panica din cauza războiului declanșat de Rusia s-a răspândit nu doar în Ucraina, ci și la nivel mondial. Și severinenii sunt cu sufletul la gură, care se tem pentru viața vecinilor ucraineni, dar și pentru propria lor siguranță. După 80 de ani de relativă pace, în ciuda regimului comunist impus în est de regimul totalitar al Uniunii Sovietice, Europa se află astăzi în pragul unui război cumplit, iar România este la granița acestui conflict militar. Cetățenii din țara noastră sunt speriați și se gândesc la ce este mai rău. Ce părere aveți despre situația din Ucraina? Foarte prost. Mai rău de așa nu va fi, să știți. Să nu vină și la noi. Ne așteptăm. E o situație dezastroasă, deci nimeni nu s-a așteptat la situația creată de acest Putin care, după mine, ăsta este cel mai mare criminal de război după Hitler. Deci situația e foarte gravă. Da, dacă ăsta în cel mai scurt timp nu va fi neutralizat de la conducerea Rusiei, ne putem aștepta, fiindcă el asta urmărește. Acum Polonia, România, noi suntem pe harta lui. Războiul provocat de Rusia nu lovește însă doar în Ucraina, ci și în economia Europei și a întregii lumi. Pentru România, războiul din Ucraina va avea efecte negative asupra tuturor aspectelor economice. Specialiștii spun că unele fluxuri comerciale se vor întrerupe sau se vor reduce foarte mult ca urmare a incertitudinii privind livrările de gaze din Rusia. În primul rând, vor crește prețurile la gaze și la petrol. Cursul de schimb și inflația vor crește, iar investițiile vor fi amânate. Nu am părere prea bună așa, că prin faptul că se întâmplă ce se întâmplă acolo ne afectează și pe noi. Economic, în special economic ne afectează, nu numai economic, pe toate țările din jur. Parașutiștii ruși au aterizat în Harkov și au atacat unul dintre spitalele militare ale orașului, potrivit Agenției Independente de Informații din Ucraina și oficialilor militari ucrainieni. Martorii spun că marți bombardamentele au fost intensificate în oraș. Potrivit autorităților, cel puțin 17 persoane au fost ucise la Harkov și alte 10 au fost rănite.